Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi. Dragi urmăritori, dacă doriți să aflați mai multe despre Halil Ibrahim și Sila, urmăriți videoclipurile noastre până la sfârșit. Vă rugăm să rămâneți pe canalul nostru. Ne poți susține canalul activând butonul înscrie-te. Celebra actriță Sila Tirkoglu a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Sila Tirkoglu, care ieșise la plimbare cu prietenii și se distrase într-un loc de divertisment, s-a întâlnit cu jurnaliștii în afara locului. Sila, care a fost întrebată dacă mai sunt și alte vedete în locul din care a venit și dacă a vorbit cu ei, a spus că nu a văzut pe nimeni și că s-a distrat cu prietenii ei. Sila, care a lăsat întrebări despre Halil Ibrahim fără răspuns, a fost surprinsă să audă întrebarea unui reporter. Dar a răspuns la întrebare pentru că i-a plăcut. Reporterul a pus următoarea întrebare: dacă nu aveți copii, ați lua în considerare adoptarea unui alt copil? Sila a dat un răspuns clar la această întrebare. Sila a spus, fie că am un copil sau nu, bineînțeles că mi-aș dori să adopt un alt copil. Totuși, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile și nu pot adopta, ajut copiii orfani și voi continua să o fac. Acest răspuns ne-a făcut foarte fericiți. Toți fanii ei știu că Sila este o persoană sensibilă. Acest răspuns a fost ca un test. Deci, ce părere aveți despre acest răspuns de la Sila? Puteți specifica răspunsurile dumneavoastră în comentarii. La revedere!